CS Dacia Mioveni a învins cu 27-12 pe LPS Viitorul Pitești în primul meci oficial din campionatul național de junioare 2. Pentru echipa CS Dacia Mioveni au înscris Iordache 8 goluri, Dumitrașcu 7, Nițu 6, Udrea 4, Florea și Fieraru câte 1. Prezentă la această partidă, fosta mare handbalistă Luminița Huțupan a declarat că va fi un campionat dificil, dar are încredere în echipa din Mioveni. Referitor la începutul de campionat, vreau să spun felicitări echipei din Mioveni pentru dorința și dăruirea care au dat dovadă, dar având în vedere că urmează un campionat destul de greu, ceea ce știu Ploiești, Plopeniu, chiar Vâlcea, sunt niște jocuri destul de grele. Nu le doresc decât o pregătire foarte bună cu un antrenor care să fie zi de zi pe acest teren, să poată să îmbunătățească puțin jocul pe faza de apărare și atac. În rest, cu multă dorință și ambiție sau cu puțin noroc, sper să ajungă în semifinal. Rezultatul de astăzi este rodul muncii pe care antrenorul împreună cu echipa au acumulat în timpul cantonamentului, în timpul antrenamentelor, în timpul meciurilor amicale. Vreau să le felicit pe fete, vreau să le felicit pe domnul, să-l felicit pe domnul antrenor și le doresc succes în continuare. Meciul a fost la discreția gazdelor, însă mai sunt lucruri de pus la punct. Este de părere și antrenorul Daciei Mioveni. Un meci bun în care am demonstrat că avem putere pe apărare, mai rămâne faza de atac pe care trebuie să o perfecționăm. Mai e foarte mult de muncă, mai e mult până departe, dar încercăm să remediem și să îndreptăm și să perfecționăm lucrurile din mers. Trebuie să mai vedem ce facem cu lotul, că e subțire, n-avem bancă, vom vedea. Acum, important e că am trecut de prima etapă și vom vedea, pas cu pas, până se ajunge acolo unde trebuie. Ne pregătim, vrem să fim o familie, suntem o familie și sper să avem un campionat mai bun. A fost un meci foarte greu, după cum ați văzut. Ne-am descurcat bine, se vede că suntem o adevărată echipă. Următoarea etapă este programată pe 19 septembrie, CS Dacia Mioveni urmând să joace pe terenul celor de la Energetic Râmnicu Vâlcea.